Derbiul vestului UTA Aseu Politehnica Timișoara s-a jucat cu tribune aproape goale ieri la Șiria în etapa 31 a, a Ligii a doua de fotbal. Proasta organizarea gazdelor a fost determinantă în stabilirea soartei partidei. Pe teren a fost 0-0, la 0, asta până în minutul 60, când bănățenii au decis să părăsească gazonul. Decizia a fost luată după ce fanii timișoreni au fost opriți să intre în tribune. Conform regulamentului, având în vedere dimensiunile mici ale arenei sătești de la Șiria, acolo unde UTA joacă acasă, cei de la ASEU Politehnica au primit doar 70 de bilete de acces. Inventivi, fanii timișoreni au mers la rad și au cumpărat alte câteva sute de bilete de la punctele de vânzare, plănuind să intre și cu acestea pe stadion. Doar că situația nu i-a impresionat pe organizatorii arădeni care au decis că nu se va intra decât cu cele 70 de bilete, restul fanilor urmând să rămână afară din stadion. Din solidaritate, niciun fan alb-violet nu a mai intrat la meci, oamenii fiind ținuți într-un țarc înconjurați de jandarmi tot din solidaritate și galeria Utei a decis să nu intre pe stadion alăturându-se astfel protestului timișorean. În aceste condiții, meciul a început cu tribunele oricum mici, aproape goale, o atmosferă dezolantă având în vedere că o astfel de partidă ar fi trebuit să aibă toate locurile ocupate, iar cele două galerii să se dueleze în tribune.